Forțele aeriene române au organizat campania de promovare a carierei militare în municipiul Călăraș, la sediul Bibliotecii Județene Alexandru Dobescu. În cadrul evenimentului, elevii de liceu au aflat detalii privind oferta educațională a învățământului militar de aviație și aspecte legate de cariera piloților și a militarilor forțelor aeriene, oferite de reprezentanți ai Academiei Forțelor Aeriene, școlii militare de maestri militari și subofițeri a forțelor aeriene, dar și de militari din cadrul bazelor aeriene. La sfârșitul activității, aeronavele aparținând Forțelor Aeriene Române au survolat locația. Scopul campaniei a fost acela de a informa pe tinerii liceeni despre oportunitățile și posibilitățile oferite de o carieră militară în cadrul Forțelor Aeriene Române. Evenimentul a fost organizat de Statul Major al Forțelor Aeriene în colaborare cu Direcția Generală Management Resurse Umane și Inspectoratul Școlar Călăraș. Stimați profesori, dragi elevi, vă spun bună ziua! Și permiteți-mi să mă prezint. Sunt comandorul Cristian Manolaichi, șeful serviciului personal din cadrul Statului Major al Forțelor Aeriene. Am alături de mine o echipă formată din cadre militare din Statul Major al Forțelor Aeriene și unitățile subordonate, precum și studenți de la Academia Forțelor Aeriene Arecoandă și instructori și elevi de la Școala Militară de Maestri Militari și Subofițeri a Forțelor Aeriene Traian Vuia de la Bobo. Încep prin a vă mulțumi pentru ocazia pe care ne-ați dat-o de a vă prezenta oferta educațională a instituțiilor noastre de învățământ. Considerat mii de ani un vis nerealizabil, zborul i-a pasionat pe oameni din cele mai vechi timpuri, făcându-i pe aceștia să inventeze, să născocească fel de fel de mașinării care să-i ajute să se ridice în aer, să zboare precum păsările. Printre primii în această lume care au zburat, am fost și noi români. Știe cineva unde este Academia Forțelor Aeriene? Brașov. Perfect. Am punit cu dreptul. Da? Brașov. Un oraș, nu cred că trebuie să-i mai fac eu o prezentare Brașovului, da? Un oraș care vă poate oferi multe pe timpul studenției, în primul rând. Da? Brașov. E în centrul țării, aproape și de București, parcă, e aproape și de vest, e aproape și de Moldova, e aproape și de dumneavoastră, adică distanțele sunt oarecum egale. E bine la Brașov, să știți. Vis-a-vis de traiul în Academie, nu o să vorbesc eu, nu cred că sunt cel mai indicat să vorbesc despre cum este în Academie, o să vă vorbească tinerii studenți alături de mine. Eu vreau să vă prezint doar puțin oferta educațională a Academiei Forțelor Aeriene. Iulica, scuze-mă, studenții sunt din Călăraș, am uitat să vă spun. Era o surpriză când se prezentau unul dintre ei, chiar, da? Eu doar să vă prezint puțin facultățile și specializările care sunt în cadrul Academiei Forțelor Aeriene. Avem 4 facultăți în cadrul Academiei Forțelor Aeriene. Managementul aviației, cu specializare, bineînțeles, aviație, piloți. Managementul traficului aerian cu control trafic aerian, meteorologie și... Ah, le aveți prezentate, Forțe de Stat Major. Managementul sistemului de rachete și artileria aeriană cu ofițeri de artilerie aeriană pentru forțele aeriene și pentru forțele terestre. Și, bineînțeles, managementul sistemelor de supraveghere aeriană cu specializarea de radiolocație și o specializare nouă, sună foarte frumos și e foarte important, război electronic. Toate aceste 4 facultăți sunt integrate în sistemul de învățământ universitar care este în cadrul Forțelor Aeriene. Toate sunt la Brașov. Vis-a-vis de numărul de locuri și de ce condiții trebuie îndeplinite, cred că colegii de la Biroul de Informare și Recrutare de la Călăraș sunt cei mai în măsură să vă dea toate detaliile necesare. Eu vreau doar să vă mai spun că anul acesta, din păcate, recrutarea se termină foarte repede. Și vreau să vă dau, să vă spun așa, doar o întâmplare. Acum 3 ani de zile eram și eu șef Biroul Informare și Recrutare la un centru militar județean, la un județ în România. După perioada de recrutare a apărut la birou un tânăr care vrea neapărat să acceseze învățământul militar. Din păcate, perioada de recrutare se terminase, chiar dacă el încă nu susținuse nici bacalaureatul, nici nimic.
n-am avut ce să-i facem. Din păcate a așteptat un an de zile și am deprinit după aia visul. A fost foarte bine. Eu vreau doar să vă spun ceva foarte important. Prezentarea la biroul de informare recrutare și întocmirea unei fișe de contact în termenul legal, pentru că noi, bineînțeles, suntem militari și avem niște termene, nu înseamnă obligativitatea parcurgerii tuturor pașilor pentru a accesa acel loc în instituția militară de învățământ. Da? Deci prezentarea la biroul de informare recrutare nu înseamnă obligativitatea parcurgerii celor trei pași, vorbesc aici de recrutare, selecție și admitere. Dar dacă aveți deja o fișă de contact la biroul de informare recrutare și vorbesc acum pentru Academia Forțelor Aeriene, care, bineînțeles, la absolvire veți deveni ofițeri, termenul limită pe care noi îl cunoaștem în momentul de față este 15 februarie.